Te salut, te salut, eu te tot salut. Ce să zic, numai bine, probabil că te uiți așa un pic și pare o mare dezordine, după cum bine vezi. Ideea care e? Hai să-ți explic. După cum bine știi, mi-a căzut sistemul ăla de AdBlue de la mașina mea, mașina cu care eu merg. Hop. Ia un Corona Spiritus la ocazie. Hai repede, repede. Așa. Mașina care o conduc acum este un Iveco, bineînțeles. Este mașina colegului meu. Colegul meu este în concediu. Eu a trebuit să duc mașina la ei la reprezentanță. Mi-a zis că ar trebui să o resofteze, un jumbușluc din ăla, știi cum este cu AdBlue-ul. Am mai avut probleme și cu Ford-ul atunci în Franța, atunci au fost ceva mufă, în sfârșit. Tot felul de, mie nu-mi prea plac chestiile astea, adică ar trebui să fie cât mai curată. Ideea care, având în vedere că este mașina colegului meu, nu prea îmi permit să-i mut lucruri pe aici, că nu e treaba mea, știi? Mi-am pus chestia asta albă la încărcat, doar aici lucrurile lui. Mașina este într-adevăr nouă, după cum bine vezi, încă are chestiile astea pe scaun. Are 34.347 de kilometri. Este, mă rog, aproape la fel ca cea pe care o conduc eu. Vezi ușor, Vasile, aici. Nu știu dacă auzi semnalizările astea. Deci nu pot să cred, frate, că n-au găsit un sunet mai decent, un din ăla, nu știu cum se numește chestia aia care face cling, 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 în sfârșit. Zici că este o toacă de la biserică. Șaula. În schimb, ce are să zic nou, benefic pentru șofer, este scaunul pe pernă, pe aer, știi? Are afișajul ăsta de aici, din centru, micul display, în rest ceasurile sunt la fel, din stânga-dreapta, da? Ai câteva setări aici, uite-l cum iese, l-ai văzut? Trebuie să fii foarte atent, a ieșit jumate, a zis că poate, n-a putut, l-a oprit și pe ăla cu Caddy. Bun. Sunt câteva opțiuni, să zic așa, m-am uitat un pic la el. Destul de simpluț. Nu e cine știe ce. Ăla de motorină, ăsta de temperatură de la apă, tot așa kilometri, consum, toate cele, știi? Aici are câteva chestii pe volan. În rest, aici nu este nicio, nu e nimica. Airbag, bineînțeles. Are claxon? Are. Asta e bine. Ce îmi place, scaunul. Din tot ce este aici, îmi place scaunul și având în vedere că este într-adevăr o mașină nouă, îmi place cum virează. Virează destul de fin, să zic așa, știi? Volanul îl găsesc ca fi un pic mare, știi? Nu știu, cam butucănos, să zic așa. La Ford este mult mai estetic, mult mai finuț, mi se pare, știi? În rest, aceleași butoane, mașina este cheală, să zic așa. Nu e nicio chestie, în afară de faptul că nu sunt plasticele zgâriate, chestia asta este foarte bine. Aceleași chestii. Nu știu, nu mi se pare o diferență foarte mare, știi? Oglinzile sunt la fel, parbrizul. La mașina asta măcar am ștergătoare, știi ce zic? Da. Nu știu, trage destul de bine. Ideea care e că nu am cine știe ce marfă pe mașină foarte grea. Și îmi place, se comportă ok. E ok, e decent. Nu e niciun fel de problemă. Într-adevăr, tot cu AdBlue. Domnul cu hamsterul. Am aici o pălărie de cowboy. Aia e foarte faină.
Am observat aceeași chestie în momentul când pornești aerul condiționat, îi simți că ia din puterea mașinii, știi? Nu știu de ce e făcut așa, la Ford, la Mercedes nici nu se simțea chestia asta. Motorul nu simțea. Hai, lasă telefonul și dă-i înainte. Erau mult mai silențioase. Într-adevăr, nu poți să compari Iveco, Ford, Mercedes, pentru că sunt prețuri acolo, sunt materialele care sunt folosite. Plasticul ăsta mi se pare a fi foarte nașpa. Asta e. Trebuie să stau astăzi toată ziua încălțat, după cum bine știi, de obicei conduc de sculț. Dacă ar fi să le comparăm, nu prea le poți compara, pentru că este Mercedes, este Ford și este Iveco. Just that, știi? Altceva n-ai ce. Într-adevăr, pe Iveco poți să pui, nu știu, șasiul mi se pare foarte rezistent, să zic așa, știi? Foarte, foarte țapăn. Și poți să iau de parlandes. Și poți să pui ceva peste, știi? Și nu prea simte mașina. Bineînțeles, aici este vorba și de puterea motorului. Cu siguranță sunt mai multe chestii de luat în calcul. Mă răsc ca orice mașină nouă. Schimbătorul foarte ok. Nu, e mașină nouă până la urmă. Mi-e dor de un Ford. Aș prefera chiar și Mercedes-ul. Ăsta are intenții. Trebuie să fiu vigilent. Ok. Ia uite, fii atent ce își fac pe astea. Își fac o rulotă, vezi? Din Belgic. Și 4x4. Cu ăla poți să-i dai nene peste tot. No, cam asta despre mașina asta, aceleași butoane, aceleași chestii, nimic interesant, decât că merge un pic mai finuț pentru că este new, măcar atât, știi? Stai cu mâinile în sân și zici, bă, n-am avut noroc, păi du-te naibii la lucru. A, păi la lucru, pe vremea asta, pe căldura asta, mai bine stai la terasă, știi cum zic? Cum sunt aia? Dimineața de treci prin sate și ești la terasă, frate. Bă, ce lucră ăștia, mă, frate, că nu înțeleg. Ăștia care sunt la terasă de dimineață. Ce lucră ăștia, mă, că aș lucra și eu. Dar n-aș sta la terasă, dar aș lucra. Hai, salut, salut. La Mahmudia.